Monica Tatău este alături de noi. Am intrat direct în subiect, doamnelor și domnilor, și vă și spun bună ziua și la mulți ani tuturor armânilor. Intru în subiect pentru că timpul este atât de prețios când este doamna Monica Tatău în platou, încât pe respirația dumneai ar trebui să pun câteva întrebări. Dar audiența de vineri a fost absolut extraordinară, așa că v-am prins direct din Timișoara și v-am adus aici cu elicopterul. Vreau să știu cum a fost la minunatul botez și înainte de acest lucru, să știu ce face mama. Mama care aproape... este încăpăt... Nu, mama mea este încăpățânată. Am auzit că era să vă altoiască cu ceva timp în urmă. Ce mi-a plăcut, că fiul meu, care nu s-a prea dus la... El a fost crescut de cealaltă bunică, l-am luat cu mine, că n-a văzut-o pe mama de vreo 10 ani de zile. Și maică mea, eu m-am dus singură, fără el, și pe urmă el s-a dus, zice, merg fără tine. Și am zis, merge, stă 10 minute, stăm un sfert de oră, că nu e diferență mare. El are 28, mama are 87. Și nu se cunosc. Și maică mea, ideea pedantă, ăsta e cu capul nou. Băi, și sunt după 2 ore. Zic, că unde ești, că el n-ajunsese la hotel. Zice, sunt la Dica. Că nu așa îi spunem lui mama, că o cheamă Rodica. Sunt la Dica. Și zic, nu te-ai plictisit, nu? Și ajung acolo și aveau o conversație despre Dumnezeu, că fiul meu este în faza în care nu crede. Și mama îi explica cum e cu energia. Deci s-au regăsit. Și în sfârșit, nu vrea să se ducă să-și facă dinții. Și vine fiul meu astăzi la mine și îmi zice o chestie foarte mișto. Zice, ce părere ai tu despre Dica? Că Dica nu este dusă, că maică mea face de asta. Și ce ai zis? Și când vrea să evite un subiect, așa sunt toți bătrânii, na? Unii dintre noi și la tinerețe facem asta. Așa. Și zice, Dica e mai deșteaptă decât mulți dintre noi și mult mai șmecheră. Și wow, nu aude decât ce vrea ea. Și bătrânii care ne privesc, sau cei care au bătrâni, știu la ce mă refer. N-aud părinții noștri decât ce vor să audă. Și dacă le spui, hai la doctor, hai să facem cutare, hai să te duc nu știu unde, nu aud decât ce vor. Dar a relaționat. Fiul meu a plăcut foarte mult la Timișoara. Mie nu mi-a plăcut deloc, pentru că orașul arată execrabil. El a zis că este... Zice, ce diferență între generații. A zis, Timișoara este homey. Cum traduci tu homey? Homey? Da. Prea de casă, așa, da, prea... Da. Ce casă poate să fie în iarba aia în care e plină de căpușe, da, și el nu... El s-a simțit bine, nu? Da, s-a simțit bine. Asta e important. A zis următor, ce a zis... Rădăcinile. Nu, rădăcinile. Cum nu? El este... Dar știți ceva? O să vă fac o mărturisire acum, apropo de fiul noastră. Am vorbit acum un sfert de oră. Am zis că-ți face ceva, nu-l scoți. Am vorbit acum un sfert de oră cu Victor și vreau să vă felicit realmente. Deci aveți un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Doamne ajută, nu știu cum îl vedeți dumneavoastră, că tot îi spuneți Victoraș. Păi da, că bătașul îl cheamă Victor. Eu zic să nu-i mai spuneți Victoraș, cheamă pentru Victor că Alexandru. E un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Am vorbit vreo 10 foarte minute, foarte să știți. Dificil. Foarte direct, foarte ferm. Da. Bărbat de nota 10. Să spun ceva, deci când era la universitate la Milano, că a făcut design acolo și la un moment dat el a făcut revoluție, că nu le dădeau drumul să mănânce la nu știu ce oră, a făcut petiții, s-a dus, le-a sus, deci, și zic, bă copile, ăștia pot să te pice. Zice, mama, e principiul meu, n-au dreptate. Era să rămână fără drept de susținere a examenului, pentru că s-a luat de niște profesori și le-a zis, voi mâncați și pe noi ne obligați să mâncăm, să bem un pahar de apă și să mâncăm un sandwich, voi vă organizați cursurile cum vreți voi. Măi, și până la urmă au făcut ce a zis el. Ați văzut? Deci dar nu, dar să nu-i mai spuneți Victoraș de acum încolo. Nu, eu zic puiul lui mama. Puiul lui mama. Dar tu nu zici așa și e normal, eu mai am o scuză în care aproape 11 ani, adică... Deci nu, de la 10 ani nu m-am mai lăsat să-l strâng, da? În brațe. Tudor, sper că n-auzi. Haideți să trecem la un subiect foarte interesant și doar cu dumneavoastră puteam să-l abordez. Apropo de vedetele care sunt pe sticlă și care înțeleg de la multe persoane avizate că nu se îmbracă neapărat foarte corect. Eu întotdeauna am spus ce sunt hainele, da?
Pentru că să dau un exemplu, dacă scot asta, da? Și nu mă vezi. Și scot asta, da? O scot. Ce e? Da? Nu mai nimic. Este o pereche de pantaloni, niște balerini, da? Pe care Mița a vărsat niște vin. Așa, și o bluză care are niște umeri, da? N-are nimic, da? Poți să mă duci la piață cu ea. Ai văzut ce înseamnă o jachetă, o pălărie sau... Schimbă complet. Da? Ori asta se învață. Nu ne naștem cu el. Avem o aplicare, că nu oricine poate să piteze, nu oricine poate să cânte la pian și moda este o artă. Dar structural, în principiu, dacă te preocupi și nu ești țoapă, scuzați-mă, și nu îi ține de bani. Asta încerc să înțelegeți, fetelor. Deci eu n-am avut bani până la vârsta de 20 de ani. Chiar îi povesteam taximetristului când veneam aici, că eu de la 16 ani muncesc, că tata îmi dădea 25 de lei și nu mi-ajungeau mie să mă duc la oci, că să-mi iau, să-mi fac tot felul de rochi, de tâmpeni. Și au meditații, cum am mai dau și alții, da? Noi eram între a 10-a și dădeam meditații la 5-a, 6-a. Da? Și cum ai dat și în zilele noastre, că astăzi da. Ați avut o meditație, trebuie să spun. Nu, chiar l-am amânat pe băiat că trebuie să vorbesc și mâine la ăsta, miercuri, la ora 12 am cu el și deci i-am încă trimis mai și pozele meditații. Pentru voi, le-am trimis și lui, din greșeală. Deci nu, ideea e următoarea, că nu ține de bani, nu ține doar de autoeducație. Deci nu te îmbraci pentru că ai văzut-o pe Popeasca de la 10. Ia, povestiți-mi concret. Ce ați observat la botezul la care ați fost la Timișoara? Deci nu, erau fetele astea toate, că unele au născut, toate erau într-o rochie strâmtă, așa? Ca să arate că au slăbit, și să ia pe dreapta. Și când se așezau, li se puteau chiloții, da? Nu? Chiloții trebuie să se vadă printr-un neglijé, un budoar. Așa. Nu se, sau dar doar atât. Dar nu în momentul când te așezi să ți se... Deci, într-adevăr, le vezi la vedete... Nu, nici măcar vedete, sunt starlete. Hai să vedem și niște poze acum. Deci, nu, da, aici vreau, să discutăm despre... la noi nici nu merită să discutăm despre asta, de sunt vedete și fac ele haine și cumpără materiale proaste și bagă niște zorzoane și că le vând cu 500 de lei. Nu, vorbesc despre soții. Uite, de președinte. De exemplu, avem... Deci, despre soții de președinte. Hai să întoarcem puțin televizorul. Nu, dar nu, monitorul. Pot să văd. Deci, soții de președinți, da? Puneți-o împreună pe unde o avem. Hai să întoarcem puțin monitorul, ca să nu vă uitați în direcția opusă. Așa. Nu, ideea este următoarea. Toată lumea o știe pe Kate Middleton. Ce nu e ok în ținuta aceasta, de exemplu? E bună sau nu e bună? Asta de aici, din dreapta? Exact. Păi în stânga sunteți noastră și sunteți perfectă. Deci, domnule... Apropo, în stânga e ceva în neregulă, în poza din stânga? Da, că baba n-are sutien. Nu, eu nu port sutien de asta. De asta port, mă vedeți mai mult cu jachete. Chiar dar, uite, nu aveți sutien acum? Nu port sutien. Felicitări. Pentru că nu. Știi de ce? Pentru eu am fost purtătoare ilegală de sex până am născut. Deci eram așa. Nu eram așa. Eram băiețoasă așa. Și acum nu. Tata mi-a zis că pot să faci cancer de sân și nu știu ce. Mi-a băgat în cap și eu nu port sutien. De asta port jachete. De asta să nu se... Deci, domnule... Chestia asta de pus la gât, da? Asta o pui la o roche de seară. Nu o pui în timpul zilei. Asta e ținută de zi, da? Și chestia asta, cum se numește astea de pus la gât? Ceva cu C, da? Da, exact. Da, Choker. Da, este foarte... Cum e? E o invitație. E vino încoace. E o invitație care merge seara, la o roche de seară. Dar nu e vorba, nu e vorba numai despre asta. E vorba, încă o dată vă spun. Rochia trebuie să fie, haina trebuie să fie dintr-un material bun. Da, bine, materialul nu se observă în poză, în schimb decolteurile. Nu se vede, de, nu. De prezentatoarele care sunt foarte decoltate, la știri, de exemplu. Dar sau... nu, le pun la știri, nu, ce le mai face la știri. Deci nu știu cine le înveață. Deci, stilistul postului. Stilistul postului, da. nu știu pentru ce și ia bani. Și le vezi că au nasture, așa. Da? Și se închide sub sâni și le strânge ca să le iasă sânii pe din afară. Da. Păi, la meteo am înțeles că-s de-alea care au
picioarele pe din afară și cu sânii să te gândești că vine zăpada, că vine și că trebuie frigul, în casă. Că vine frigul și să bă, dacă nu, aia îți vorbește de atacuri cu bombe, nu știu ce, și cu sânii pe afară. Și știi unde mai sunt de astea? De unde au copiat? De la italieni. Că și la italieni. Ei, mai puțin, acolo mai deci sunt și groaznice. Femei la 40, la 50, adică acolo se... Uită-te la francez, uită-te la francez pe, pe France 24, uită-te pe M6, parcă este, unde sunt uscate astea rele, de macină, mai ales alea pe politic. Dar, domnule, și le-am spus, domnule, sacou nu trebuie să tragă, știi și tu, lași pe al tău. Deci niciodată sânii afară și, apropo că ați vorbit de sutien, a fost foarte mulți ani moda cu silicoane, cu push-up, cu sutien, cu push-up. Afară nu se mai poartă deloc sânii foarte proeminenți. În schimb, în România, Dumnezeule, dacă nu ai silicoane, nu existi. Deci am niște cunoștințe care copilele lor la 18 ani și-au pus sâni ca să arăt. Mai... Eu nu înțeleg ce simte bărbatul când dă de chestia aia. Nu știu, uite, să-l întrebăm pe Iulian. Iulian, cum e? Ce simți când... Mi-e dor de un sân natural. E, da, deci te explic. Haide să o spunem pe cea dreaptă. Deci toate fetele astea, gen Barbie, făcute din silicoane, care nu sunt naturale. Frumosul adevărat. Este cel natural, trebuie să învăț. Eu nu mă dau, de exemplu, eu acum că am o erupție de psoriazis, mă dau cu fond de ten. Dar nu mă dau cu fond de ten. Că nu... Și de asta am 66 de ani și n-am... Și n-arăt de 66 la piele. Exact. Da? Încă o dată vă spun. Dar trebuie materialele cu care ne îmbrăcăm să fie in-in, să fie bumbac-bumbac, să fie stofă, o gabardină frumoasă. Dar nu să... asta am învățat de la Victor Aș, că el a studiat materiale la Milano și el face așa, el pune mâna. Da? Și nu interesează. Trebuie să fie cât mai simple și materialul. Și vedeți că un material bun ține. Deci eu am rochii de 20, de 30 de ani. Rochia aia cu care am băcat-o la botez, cred că am cumpărat materialul acum vreo 30 de ani. Extraordinar. Din Thailanda l-am luat. E material pictat. Și nu l-am mai făcut. E cam prea mult. Deci mie nu-mi plac lucrurile. Niciodată nu trebuie să ieși în evidență. Decât prin... trebuie să fie o creație. Deci... Cum am intrat eu la tine. Deci am... Da, chiar nu întâmplător ați venit cu poșeta. Adică nu vă imaginați că doamna Tatoiu are acolo o cărămidă de euro. Niciodată. Vrea să ne arate un outfit niciodată. Potrivit. Acum e comod să umbli cu rucsacă. Da? I-ai văzut și pe ăștia de vin să ne treacă la bisericile astea mai speciale sau vin să ne învețe cum e cu investițiile în bitcoine. Așa, așa. Voluntar am zis așa. Îl vezi la costum, la nu știu ce, cu rucsac în spinare. În mod americanească. America are numai 200 de ani de civilizație, nu 2000. Da? Nu vă luați după ei. Nu știu să se îmbrace americani. Niciodată, dacă vrei să fie elegantă, nu merge așa ca țoapele noastre. Puteți să vă ridicați puțin să exemplificăm? Deci le vezi că merg așa. Și mai au și telefonul. Și mai au și aia. Beau din ceașcă, cum au văzut ele în filmele de pe așa. Nu. Dacă îl vezi ori așa. Așa. Nu așa. Nu le ții mâna. Mâna o ții așa. Dacă se poate, toamna mănuși ca să mâne. Uite-te cum arată mâna de babă care nu s-a întreținut. Deci, geanta se ține așa. Nu așa. Că nu mergi să ceri să cerșești, da. Da? Niciodată când ești, vrei să fii elegantă, n-ai, nu mergi cu de la pe umer. Nu mai rucsac, sunt astea pus pe umăr, că mai e și sacoșa. Adică, când te duci la piață, nu trebuie să fii cool îmbrăcat. Da. Da? Că nu se potrivesc. Da, vezi tu, problema este și a voastră, pentru că televiziunea... Iar pălăria în ce context o puneți? Deci, în biserica ortodoxă, femeia nu intră cu capul descoperit în biserică. Nici cu sânii descoperiți la nuntă și la botez. Da? Fetele noastre nu înțeleg. Deci, mă, intri în biserică, capul trebuie, cum la evrei, trebuie bărbații să poarte chipă.
Eu nu am purtat în viața mea basma. Eu cât dacă îmi pun basma, zici că sunt Coana Frosa care vinde legătura de pătruș. Nu, n-am față de... Și atunci, de la mama am învățat. Eu port pălării de la 16 ani. Mama nu ieșea din casă. Când era tânără și în putere, fără mănuși, geantă de asta și pălărie de la Paltim. Paltimul nu mai există. Mama încă mai trăiește. Și în momentul în care pui pălărie, deci eu nu, n-ați văzut în străinătate, în biserică, la botez și la nuntă, femeie fără pălărie. Corect. Da? La noi, țâțele pe afară, tot felul de dalea, deci, mai bine nu te duce la biserică, du-te la o petrecere, nu te obligă nimeni să intri în biserică. Dar în biserică intri cu capul acoperit la evenimente de astea, bărbații cu pălărie și scot pălăria în biserică, așa e legea firii, și nu te duci în pantalon scurs cu acum cu cămașa pe din afară, te duci în costum, că de-aia e costum și când... te schimbi altceva. L-am văzut și pe domnul Tatoi, un costum bej, ce se întâmplă? O piesă. S-a dezbrăcat, după aia s-a schimbat. Da. Dar este respectul pentru casa în care intri. Apropo de respect pentru casa în care intri, să dăm respect publicității, revenim. Ne-ați provocat și am vorbit despre modă. Curiozitatea mea era de unde vă cumpărați piesele acestea, pentru că îmi imaginez că domnul Tatoiu la un moment dat va ajunge la fundul sacului. Nu, dar eu nu sunt scumpe. Deci, de regulă, așa, am învățat să nu-mi cumpăr capete de serie, îmi cumpăr la sfârșit când sunt reduceri. Reducerile sunt... Deci, au început deja reducerile de vară, care țin până pe 24 august. În Italia, de exemplu, geanta asta, care e geantă serioasă, am cumpărat-o cu 50 de euro și ea se vinde cu 400, de exemplu. Da? Dar nu le cumpăr când am nevoie. Și trebuie întotdeauna să cumpăr când să faci colecție, le cumperi și pe urmă le combin, în funcție de moda în momentul respectiv. Nu cumpăr acum că n-am. Da? Aia e cea mai groaznică chestie. Da, vreau o rochie ceva... să mă duc la nuntă, da, dau o groază de bani pe ceva ce este execrabil. Eu întotdeauna am o colecție și dacă materialul e bun și peste ani. Anul următor nu e la modă, dar peste 3 ani e din nou în modă. Deci investești în lucruri de calitate, problema este că îți trebuie spațiu. Dar eu am stat în drumul Taberei și la mine pe balcon, unde normal oamenii țineau murături, așa, eu aveam saci cu... să fie folosit peste un an, să fie folosit peste 2 ani. Și ce nu mai foloseam, făceam cadou. Când totdeauna dar din dar se face rai. Și mă întâlneam cu fostele mele eleve care îmi ziceau, le spuneam, vai ce păr de simt frumos ai. Păi mi l-am dat acum 4 ani. Înțelegi? Da. Deci, și, unele se păstrează, unele se dau. Dar niciodată mergeți nu cumpărați... la o nuntă cu aceeași rochie, de exemplu? Nu se poate. Nu se deci, poate. Deci, vă dau o idee de un business. Când mi-ai zis tu scump de emisiune, nu știu ce, zic, băi, de unde? Că trebuie să le aranjezi, nu știu ce. Un business ar fi acum, de câte ori poți să porți rochia aia? O singură dată. Deci, pe vremea mea, la Timișoara, erau astfel de chestii. Te duceai și spuneai, am absolvire, am nuntă, am botez. Dar românii ăștia moderni, că nu, că dacă a purtat-o altul, că este... Și naiba, se duce la curățat și este perfectă. Îi schimbi bulerul, nu știu ce, și te duci și o închirie și o dai înapoi. Acum în Franța, de exemplu, te duci și închiriezi o dantă de 2000 de euro, te costă 100 închirierea, așa, da, te plimbi, nu așa, așa cu ea, da? Și ești muc și sfârc și le dai înapoi, că lucrurile scumpe... de seară, nu le poți purta decât o singură dată, că se vorbește și atunci te duci o închiriezi, la bărbați e cel mai mișto, te duci închiriezi un taxido, nu?
Așa. Și cât poate să te coste, ca să nu le ții în casă. Asta ar fi în condițiile în care vine criza și oamenii nu o să mai aibă foarte mulți bani. O idee bună de afaceri. E o idee bună de afaceri și mai ales acum cu online-ul. Dar trebuie să te ții, să le cureți și să iei numai lucruri de bună calitate, ca altele care zdrențe după primul curățat, le arunci la gunoi. Dar, ce altceva nu trebuie să mai faci la o nuntă, dacă ești invitat? Deci, ce greșeli să nu faci? Să-ți dau un exemplu ce vorbeam cu fiul meu. Deci, în momentul în care te duci în costum, te duci la biserică, stai, prima oară ciocnești, faci poze. După care te schimbi, dar nu-ți dai haina jos. Încă o dată. Deci, ori te schimbi, ori îi vezi pe ăștia. Își dau, că îți fac caravata așa. Nu, nu. Își mai lărgesc și nodul. Deci, eu țin minte că odată cu tatoi am dansat în Brazilia până noaptea la 4. A stat în smoking până dansa la 4. Era ud. Dimineața m-a aruncat pentru că era tot alb de la sare, câtă sare a aruncat. Dar nu și-a dat odată asta jos. Te duci, ai de schimbat, îți pui niște blugi pe tine, îți pui un tricou, îți pui... E altceva. Dar nu arăți exact ca mafioții ăia care, după ce au pus la cale ce fac și ce dreg, dau brudershaft-ul că au încheiat un contract. Mafiot. Nu. Da. Deci, încă o dată, nu dați haina jos fără să te schimbi. Nu-i nicio problemă. Ai rochie de aia de mireasă cu nu știu ce, te duci la 12 noaptea și te schimbi. Deci, dar nu... în cazul doamnelor, ce nu trebuie să facă? Să se descalțe. Le vezi că și iau tocuri de alea, da, ca să arate bine în poză și după urmă să descalță. Dumne, eu am știut că n-am, eu știu că am probleme, mă duc cu pantofii de... poți să te descalci, să schimbi cu sandale, dacă schimbi tot outfit-ul. Da. Dar le vezi îmbrăcate în rochia aia de Swarovski. Și apoi își pun Adidas și în picioare. Mulțumesc mult de tot, un gând frumos, ardes.ro pentru dumneavoastră. Să rogi pe Victoraș să-ți facă... Nu, să rogi pe Victoraș să-ți facă o chestie des care... O să spună el că nu e... Îți îmbunătățește el. Neapărat, mulțumesc frumos. O rețetă reușită, doamna Tatole mi-a zis că e extraordinară. O rețetă foarte simplă, ea mi-a zis de pentru mine. Este foarte, foarte simplă. Roșie concase. Concase înseamnă o gătire termică. O punem la fiert, după ce incidem foarte puțin pielița la roșie, șoc termic, apă cu gheață. O lăsăm 10 minuțiele, scobim înăuntru, amestecăm 3 tipuri de brânză. Ricota, Philadelphia, gorgonzola, concase, ale francez. Nu știu cum... doamna Tatole, dacă e bună sau nu. Că de fapt asta e important. Te rog să gâști. Stai așa. Îi lipsește ceva? Are stil? Genial. Auzi, bă, că ești bun. Are stil, doamna Tatole? Genial. Deci, ce ai mai făcut? Zi-ai acum, repede. Vine servită cu un pământ comestibil, cum îl chem eu, că de obicei la orice preparat, orice farfurie are o poveste. Se trebuie să-i dai în viață. Poate să fie nisip comestibil, poate să fie pământ. Aici îl chemăm pământ comestibil, un biscuit de sărat, nu dăm nume, un crumble de... stai, cum ai zis, burtă ardelenească sau cum e? Piept ardelenesc. Piept ardelenesc, așa era când eram eu mic. Așa. O ardeți cu bacon acum. Acela tot la fel. Îl gătim pe cuptor, șoc termic, congelator. Am făcut o roșie în plus. Ție fără nisip, că n-ai voie la mare. Doamnul Morris, așa. Sunt aici. Gata, vorbește doamna Tatole, vorbești prea mult. Doamna Tatole nu mai vorbește, mănâncă de data asta. Chestiile astea, astea sunt lardon. Piept ardelenesc, doamna. Bacon. Așa zice acum, bacon. Lardo. Se scrie bacon. Ce-mi recomandă? Un pahar de chardonnay ținut la o temperatură potrivită. Mâine, de la ora 3. Un cup de gheață. Așa, și 3 cireșe, că sunt scumpe.